La acest eveniment și ce speakers. O să încep cu psihologul Diana Stănculeanu. În principiu, la Epic Talk o să vă povestesc despre cum mi-am ignorat, urât, negociat, înfuriat, deprimat fratele. Fratele meu a fost primul meu cel mai bun prieten. L-am făcut târziu prieten, dar când am devenit prieten, a rămas în continuare, este unul dintre stâlpi vieții mele. Este persoana care mi-a adus două cadouri fabuloase în viață, doi nepoți absolut minunați. Și văd foarte, foarte des părinți extrem de îngrijorați că fac al doilea copil din nevoia ca primul să nu fie singur pe lume. Se prind rapid că ăștia doi n-au nicio treabă unul cu altul în primii ani și ajung să se îngrijoreze foarte tare. Am venit și eu tot în cuplu. Copilul invizibil. Știți cine este de fapt? Gașpar Gheorghe, psihologul clinician și psihoterapeutul național. Mulțumesc, Bianca! Bună seara, mulțumim tare, tare frumos că sunteți aici. E o mare, mare bucurie pentru noi. Dacă Diana a venit împreună cu soțul ei, părintele Francis a venit cu Dumnezeu, eu am venit cu copilul invizibil, care e aici pe undeva, trebuie să am grijă să nu-l pierd. Dar în momentul în care am pornit de acasă, mi-a promis că va fi cu minte, așa cum a fost pe parcursul întregii copilării. Identitatea sexuală și despre orientarea sexuală și cred că, în general, în viață să faci lucruri care te sperie. Este ceva care te formează și te ajută. Mi-a spus acum Valerie Vilmen, eu sunt ca o ceapă și îmi place să mai dau din când în când câte o coajă. De o parte de aia m-am și îmbrăcat așa în seara asta, așa că vă aștept sâmbata viitoare să mai dăm o mică coajă de ceapă de o parte și poate să și lătrăm. Mulțumesc! Mulțumim tare mult!